An de an la Firiz, într-un cadru natural de un farmec aparte, localnicii au dat frâul liber unui spectacol câmpenesc unic în felul lui. Voia bună, muzica populară și desfătarea naturii au fost la ele acasă, reunite într-o manifestare atât de sugestiv intitulată Sărbătoarea Coșuștei. Un moment deosebit al zilei a fost spectacolul oferit de ansamblul Danubius, al Centrului Cultural Nichita Stănescu, condus de managerul Tania Lăin, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Mehedinți. În preajma ruinelor mănăstirii Crivelnic, atestată documentar în anul 1500 și atribuită Sfântului Nicodim de la Tismana, situată pe raza comunei mehedințenei Lovăț, s-a desfășurat Sărbătoarea Coșuștei. Manifestarea, care și-a împrumutat numele de la râul care îl traversează regiunea, este un bun prilej pentru locuitorii din zona de munte a județului Mehedinți de a se aduna după datină în horele pornite în poiana mănăstirii, acolo unde vin cu produse de artizanat meșteșugarii din Gorj și Vâlcea. Primarul comunei Lovăț, Ion Manțog, a depus un efort considerabil și s-a implicat activ în organizarea acestui eveniment de suflet. Dedicarea sa a fost evidentă în fiecare etapă a pregătirilor, de la conceptul inițial până la detaliile finale, asigurându-se că fiecare aspect al evenimentului a fost planificat și executat cu grijă și atenție. Această sărbătoare dă inune de peste 50 de ani, iar noi suntem la a noua ediție, care o facem la finele lunii august, pentru că am considerat că pe această rază nu mai sunt alte sărbători, ca toată lumea să poată să vină aici la noi la Firizul și să distreze cu mare bucurie. La eveniment au fost prezente autoritățile locale, care au fost sprijinite de cele județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și prefectul județului Mehedinți Alin Isuf. Un moment deosebit al zilei a fost spectacolul oferit de ansamblul Danubius al Centrului Cultural Nichita Stănescu, condus de managerul Tania Lăin, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Mehedinți. Acesta a încântat publicul cu dansuri și cântece tradiționale, redând esența folclorului mehedințean. Din fericire pentru noi, pentru că asta înseamnă că lumea ne apreciază munca noastră și ne bucurăm de acest lucru. Iată, ne aflați astăzi din nou în județul Mehedinți, la noi în județ, la o nouă sărbătoare, sărbătoarea Coșuștei, în comuna Ilovăț. Venim aici an de an și mulțumim domnului primar pentru invitație, pentru că avem din nou posibilitatea să cântăm și să încântăm publicul nostru minunat din comuna Ilovăț și nu numai. Atmosfera vibrantă și autentică a adus un omagiu culturii locale, atrăgând atât tineri cât și vârstnici dornici să-și redescopere rădăcinile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că, iată, am aceste daruri primite de la el. Am venit cu mare, mare drag la Firizul să le cânt mehedințenilor noștri. Felicit organizatorii în frunte cu domnul primar, au fost alături de noi și domnii de la Consiliul Județean în frunte cu domnul președinte Aladin Georgescu. Iată că Mehedințiul arată o unitate extraordinară, iar noi mulțumim tuturor celor care se implică direct în aceste proiecte extraordinare. Oamenii spun că acest eveniment reprezintă o tradiție pentru comuna Ilovăț și că an de an adună o mulțime de cetățeni care nu și-au uitat originile. Astfel de sărbători ne unesc, ne reunesc, iar tradițiile sunt duse mai departe. Voia bună și muzica populară au fost reunite într-o manifestare atât de sugestiv intitulată Sărbătoarea Coșuștei. De asemenea, un foc de tabără imens a întregit tabloul de poveste.